După mult timp în care au stat departe de lumina reflectoarelor, Romica Sociu și Cornel Palade au apărut din nou împreună la TV. Cei doi au acceptat provocarea de a participa la unul dintre cele mai tari jocuri, în care au fost nevoiți fie să răspundă la întrebări incomod, fie să mănânce anumite preparate oribile la gust. Seria dezvăluirilor făcute de celebrul cuplu de comedianți a debutat cu o întrebare menită să le testeze prietenia. Romy Cățociu a fost provocat de către Bursucu să numească cel mai mare defect al colegului său de scenă. Fără să stea pe gânduri, actorul a povestit lucrul care îl deranjează cel mai mult la palade, atunci când merg împreună, în turneu. Bursucu, care este cel mai mare defect al lui Cornel Palade. Romi Cățociu, cel mai mare defect al lui. Defecte are foarte multe. Cornel Palade, și nu ți le aduce aminte pe toate. Romi Cățociu, da, și nu mi le aduc aminte pe toate, nu știu cu care să încep. Are unul grav. Dacă nu apuc cumva și nu mă ajută Dumnezeu să adorm înaintea lui, nu mai pot să adorm toată noaptea. Ai auzit un răget din ăla în care leul fuge. Cornel Palade, deci vreau să-ți spun că ești un bău. Eu nu sforă așa, romică țociu, dar cum? Cornel Palade, mai dulce, a fost discuția celor doi, în platoul Teo Show.